foarte simplă și cred că unii au înțeles greșit. Tot ceea ce ne dorim este să avem un proiect fotbalistic unic la Brașov. Și aici vorbesc de FC Brașov, echipa care an de zile și cât am fost copil mi-a adus bucurie și am fost pe stadion și a fost echipa fanion a orașului. Ceea ce ne dorim este ca această echipă să renască și unii și alții să lase orgoliile la o parte, să nu se mai atace inutil, pentru că dacă sunt brașoveni și își doresc o echipă de fotbal care să fie FC Brașov, ar trebui să se unească în acest proiect și ar trebui ca, în primul rând, toți fotbaliștii buni de la toate cluburile de fotbal să poată să facă parte din această echipă. Nu văd de ce acest brand ar trebui alocat unei echipe actuale sau alte. Trebuie să dăm șansa tuturor fotbaliștilor buni, indiferent de clubul din care vin, să meargă spre FC Brașov. Nimic mai mult. Speculațiile și atacurile la adresa unui jucător mare, cum e Ivan, cum e Marius Lăcătuș. Marius Lăcătuș era ieșit la radio și a povestit despre acest lucru. Eu personal am vorbit cu dânsul și sper săptămâna asta să-și facă timp să vină la Brașov, să discutăm inclusiv cu FRF-ul despre acest proiect viitor. Eu cred că nu face cinste aceluia care poate să arunce într-o piatră, cu o piatră în aceste stele ale fotbalului românesc.